În medie, românul folosește cardul de 8 ori pe an, iar la nivelul orașului nostru, lucrurile nu par a sta altfel, giurgiuvenii preferând, întocmai ca și ceilalți români, forma de plată cu lichidități. Când este vorba de card, locuitorii urbei noastre recunosc că acesta este folosit cel mai mult în zilele de salarii. Folosiți frecvent cardul? Deocamdată nu, că mi s-a anulat. L-am încheiat. Dar când îl aveți, cam de câte ori pe lună îl folosiți? De 2 ori. Nu utilizez în fiecare lună. Deci să înțelegem, destul de rar. Foarte rar, da. Când am nevoie de bani. Mulțumesc. Și nu am nevoie în fiecare lună. Da. Folosiți des bancomatul și cardul? Da, îl folosesc des. Cam de câte ori pe lună? Cam de 3-4 ori. O dată sau chiar niciodată. Mulți dintre români folosesc cardul doar o singură dată pe lună. 4 dintre aceștia, din 10, îl folosesc doar în zilele de salariu. Iar când este vorba de utilizarea acestui instrument pentru plăți, românul folosește cardul doar de 8 ori pe lună, în comparație cu danezul, care îl utilizează de peste 200 de ori. Acest lucru aduce România într-un clasament al comunității europene pe penultimul loc, ultimul fiind ocupat de Bulgaria. În primele luni ale anului trecut, românii au retras din bancomate 86 de miliarde de lei, arată anumite studii. În același interval de timp, doar 19 miliarde au fost achitate la terminalele de plată ale magazinelor, ceea ce conduce către concluzia că românii preferă să folosească banii din portofel.